Pasara Panduru, cum s-a întâmplat Zota, bună seara! Bună seara! Spuneam că o să începem cu ce s-a întâmplat în sezonul trecut, și anume play-off-ul câștigat de CFR, tot de CFR. Și întrebarea e, de ce câștigă mereu CFR? Mi-am și notat-o aici. Dacă ar fi să le explici oamenilor de ce de fiecare dată câștigă CFR, care ar fi două, trei argumente pe care le-ai avea? Că chiar e de fiecare dată, adică nu e, e aproape un monopol pus de CFR. Păi cred că prima ar fi pentru că are antrenor. Da. Pentru că are o disciplină de joc pe care poate celelalte echipe nu are. Vezi echipe așezate și FCSB-ul și Craiova, dar parcă disciplina aia de fiecare să facă doar ce trebuie pe poziția lui, parcă doar la CFR vezi. Un patron care bagă bani chiar dacă au o grămadă de datorii. Și probabil că totul ăsta așa duce la câștigarea campionatului în fiecare an. Și în anul ăsta tot CFR-ul pare că ar fi favorită, nu? Și că ar fi câștigătoare. Vedem imaginea de la triumful din sezonul precedent. A fost un play-off care practic a fost decis în penultima etapă, atunci când FCSB a terminat acasă 2-2 cu Voluntari, CFR a câștigat și ultima etapă n-a mai contat. A fost în toți anii ăștia, inclusiv în sezonul trecut, CFR cea mai bună echipă? Domnul Zota, cum vi s-a părut? Au fost, nu știu, dar au fost câțiva ani în care FCSB a fost aproape. Da? A fost anul trecut foarte aproape, a fost amânat ei, nu? Anul trecut. Da. Pentru că în ultima etapă urma, gata, urma FCSB, CFR, da. Acum câțiva ani, dacă nu mă gândesc, acum 3 ani, tot așa a fost o situație delicată, un meci la Cluj cu Craiova, când era cât paci să nu câștige CFR-ul. Tot cu Dan Petrescu. Da. Tot cu Dan Petrescu. Plus că CFR, de exemplu, a avut finala capitolului, e adevărat, într-o conjunctură dată de pandemie, cu Craiova la Craiova. La Craiova și condusă 1-0. Condusă 1-0, da, gol Nistor. Deci, în ultimii bani, au fost așa la bătaie, pe ultima 100 de metri, însă CFR a fost câștigătoare. Da? Și ca să, cumva, să vină ca o continuare la ceea ce a spus Pandi, dar este și o consecință a faptului că are un patron care investește și bagă bani. El a vorbit despre antrenor, despre rigurozitate și așa mai departe. Aș adăuga că acel buget se transmite și în echipa de management pe care are CFR-ul, pentru că imediat poți să spui că are 4 conducători, fiecare se ocupă de câte ceva, ceea ce e foarte mult și este un buget consistent, ceea ce nu găsești la alte echipe. De fapt, la niciuna. Da? Și cred că contează foarte mult. Foarte mult. Și poate anul ăsta are cel mai bun președinte? De un an. De un an. Că s-a dus în de un an trecut. Are cel mai bun președinte? Poate și înainte să câștige. Poate și asta contează. Apropo de bani, ok, sunt de acord că poate în toți acești ani CFR a dat cele mai mari salarii din Liga 1 și cred că e clar acest lucru, da? Cele mai mari salarii. Dar 30-40 de mii nu găsești niciunde. Exact. Nu? Poate la FCSB doar unul singur. Unul singur, dar acolo erau jucători, care câștigau mulți. Mulți care aveau 30-40 de mii. Eu doar la Uschis, mulți. Da? Da, stai să nu mai vorbim de 70 de mii. Aia a fost o excepție. Da. Cumva, nu, dar ai 35 de jucători, n-ai 25 sau 27. Da, asta una. Pe de altă parte, sumele investite în transferul de jucători, de fapt la CFR nu prea există. Nu că există 200 de mii, 300 de mii. Aici FCSB nu are rival. Există. Există pentru că atunci când semnezi un contract, nu semnezi pe 6 luni sau pe un an. Da? Și când semnezi pe 30, pentru 35 de jucători, e risc. Mai bine dai o sumă de transfer de 500, 1 milion pe un jucător care știi că îți confirmă, așa când iei și plătești doar un comision de 50 de mii la un impresar sau mai dai încă 200 de mii la semnătură și dai și jucătorului ăla 30 de mii pe lună, 30 de mii, tu zici, a, cât îi dau 30 de mii, un an e mai puțin decât aș fi plătit sumă de transfer. Numai că contractul ăla se întinde pe 3-4 ani și este o povară mare pe buget.
Da. Bine, de, în general scapă de jucători. Gen sigur, da, Johnson, Mistrati acum s-ar putea să scape și de el. Doar dacă jucătorul acceptă condițiile. Doar dacă jucătorul acceptă, dar el acceptă teoretic. Teoretic, pentru că da, el vine, da, joacă undeva, vine aici, stă un an de zile, nu joacă, vrea să plece să joace. Aici okay, nu e vorba de jucători care... gratis? Probabil că dacă își găsește undeva aceeași sumă, poate că nu vrea nimica. Dacă nu, poate cere ceva. Pentru că, până la urmă, câștigă CFR-ul toți anii ăștia și când vin toți și recunosc că ei sunt în fiecare an pe un minus de minus vreo 6 milioane, când te uiți în bilanțul la sfârșit de an, sincer, mi se pare mult. Mie anul ăsta mi se pare că n-au mai fost pe minus, nu? Au dus salariile mai jos, au intrat bani în club, nu cred că mai sunt pe minus. Asta o să vedem în luna martie, când practic va fi. Dar ce crezi? Balanța. Că tu deja te-ai uitat, tu ai văzut... Cred că va fi acolo. Eu și din ce știu din interior... Anul ăsta e sunt, un an bun. Că nu sunt pe minus, exact. Acum că nu o fi nici pe plus, ideea este că ce s-a încasat s-a cam cheltuit. Ceea ce pentru fotbalul românesc oricum e mare lucru, să nu intri pe deficit. E, acum eu nu vreau să fiu Gigi Contra. Dar când vezi, te uiți la un business, este un pas înainte, corect. Când anul ăsta ești pe zero, ești pe break-even, acolo și știi. Dar normal trebuie să-ți faci pe ultimii 5 ani. Care e situația pe ultimii 5 ani? Pe ultimii 5 ani, CFR? De fapt, pe ultimii 5 ani. Minus, acolo vedem grămadă. Datoria către propriul patron, care stătea în actele contabile și era undeva la 26 de milioane. Da. Mai mică sigur nu e în momentul ăsta. Deci, practic, 17 în ultimii 5 ani, tu a trebuit să investești 26 de milioane în afacerea asta, pe care nu ți-ai recuperat. Cam asta o calificare în Champions League ai scos... Dani, asta spun. Dacă accesează grupele Champions League... Nu acoperi suma. Nu acoperi? Păi nu, că nu, tu te gândești că toată suma va ajunge la Varga? Nu, gândește-te ce costuri. Ce costuri sunt, ce premii trebuie să dai jucătorilor, ce contract are Dan Petescu în care înțeleg păi că ea numai e numai 20 de milioane, nu? Îți intră 16 milioane doar pentru participă. Păi da, după aceea nu știu câte puncte poți să faci tu prin Champions League. Să... Ok, să spune că te duci la 30 de milioane, să zicem. Câte? 3 milioane, Victorie? Sau cât? Da, bați pe cineva acolo? Da, nu știi. Niciodată. Mai degrabă nu, da. Adică dacă iei suma aia, 26-27 de milioane, aia nu înseamnă că toată suma aia se duce înapoi la patron. Oricum mai salvezi din deficitul anilor. Evident, se compară, da. Evident. Da. E, pentru CFR, că știți doar, discutam imediat după ce a luat titlul, în vară acum a fost cap de serie în turul 1, în turul 2. Ar fi fost, că a fost imediat. În vară, datorită parcursului bun, pentru că CFR încă este în Conference League, va fi cap de serie inclusiv în turul 3 în Champions League. Asta este mare. Mare lucru. Mare lucru. Deci tu, teoretic, pe hârtie, CFR trebuie să fie în play-off-ul Champions League. Pe hârtie. Și ce înseamnă Europa asta? League, de aici ce concluzie tragem? Că eu trag una. Înseamnă că în iarna asta CFR-ul se va întări bine. Nu va rata oportunitatea asta. Așa cred și eu. Nu va rata. Păi, iar dacă o ratează, face o mare greșeală. După ultimul meci pierdut, am și spus, acum devine foarte puternică, foarte furioasă, pentru că aduce jucători acum. Acum e momentul să-i aducă jucătorul. Petrescu îi vine bine până la urmă, într-un fel sau altul, treaba asta. I-ar fi convenit, clar, să câștige, să termine pe primul loc, dar acum se pot întări bine de tot și pot pregăti de acum, din iarnă, deja sezonul viitor. Să comentăm și sezonul actual. Mă întorc un pic la sezonul precedent, pentru că a fost un moment cheie, spuneam, titlul a fost jucat matematic în penultima etapă. Ce s-a întâmplat atunci? S-a jucat meciul dintre FCSB și Voluntari pe arena națională. FCSB avea nevoie de victorie pentru a rămâne la mâna ei în ultima etapă, când primea vizita CFR-ului într-un meci care s-a jucat la Buzău. Dacă ar fi câștigat cu Voluntari și ar fi câștigat și cu CFR, FCSB ar fi fost campioană. Ca să punem contextul pentru cei care nu-și mai amintesc. Și avem următoarea fază. Atenție, e 2-1 pentru FCSB. Meciul s-a jucat pe arena națională, considerat la Voluntari acasă, pentru că Voluntari își schimba suprafața de joc. Minutul 88 și avem această fază în care Voluntari egalează prin Costin. Se termină 2-2, CFR câștigă în acea etapă și devine campioană. Fără acest gol, aveam finală cu titlul pe masă la Buzău. Exact. FCSB... Da. Atenție, că aici a fost offside, dar nu aveam VAR. Să ne aducem aminte. Da.
asta este o propagandă mare pentru VAR și pentru cei care susțin în continuare că strică emoția fotbalului și așa mai departe. Strică? Nu strică nimic. Aici a fost offside. De ce vă spun sigur că a fost offside? Pentru că a existat o mașină VAR la stadion pentru testele care se făceau în vederea implementării VAR. Și practic s-a simulat ca și cum ar fi fost VAR și pe softul din mașina VAR aici s-a indicat offside în momentul pasei. Deci dacă am fi avut VAR, am fi avut o finală, dacă nu marca voluntari în final, evident, după această fază, am fi avut finală. Era minutul 87, mi se pare. Minutul 88, se trecuse de 88, da. Așa, arbitru, îl poți acuza dacă ne întoarcem la acea fază pe care am comentat-o și atunci. Să vadă? Da. Păi dai acolo să vadă. Păi, nu, dar este acolo să vadă. Acolo și din ce vedem faza, în mod normal, mai repede vezi offside. Pentru că ai în fața ta jucătorul de culoare albastră. Blă. Deci dacă cumva, revedem faza, nu era offside și arbitrul semnaliza, era de condamnat. Dar tu mai repede vezi albastru aici. Dar faptul că lași jocul să curgă, nu știu. Dar ok, este o fază. Eu, sincer, care nu aș acuza un arbitru care... Nu, n-ai cum să-l... Aici. Adică nu mi se pare nici pe departe rea voință. Pur și simplu, ochiul uman, pe viteză normală, n-a dar fost singur. Uite cum îi prinde. Vezi cum îi prinde? Asta e altceva de discutat, da. Deci uite cum îi prinde. În minutul 88 la 2-1. Da, sunt 5, vine unul acum, dar sunt 5 într-o parte și 5 în cealaltă parte a terenului. Îi prinde 4 plus 1. Practic, în ultimii 35 de metri voluntariului, sunt 5 contra 4 pentru voluntari, atenție, cu FCSB fiind în avantaj. Și lateral care nu strâng. Revenind la arbitraj, arbitru asistent este foarte bine plasat. Care e motivul pentru care nu ridică el aici? El este chiar pe jucătorul albastru. Ce vede el? Ce vede el? Vede chiar jucătorul albastru. Da, dar el probabil îl vede și pe celălalt. N-are cum să nu-l vadă deloc. Îl vede noi de aici un pic, că se suprapun. Și probabil le gândește, așa cred eu. El gândește că sunt pe aceeași linie. Și de asta nu ridică. Asta e corect. Ce spui? Am fi avut VAR, faza asta în noul sezon e simplă. Deci asta tu spui că e ușoară asta? Adică Nu. E fază ușoară? E foarte grea. Se pare ușoară. E foarte grea. Doar că... Adică cât? 50-50? 50 dacă ar fi ridicat? 50 dacă nu ridică? Sau cum e? Adică ca să ne dăm seama că... Domnul Zucca spune că are un avantaj că îl vede pe jucătorul. Am înțeles asta. Asta ar fi un indiciu pentru el. Un indiciu pentru el. Că el nu ridică e o mare problemă pentru el? Asta e câte greșeală e o problemă. Da, nu, dar zic dar așa, nu adică să le... era ușoară. Nu, era foarte grea. Asta spun, cât de grea e. Foarte, e grea. Este foarte grea. Eu cred că este faza de VAR asta 100%. Da. Așa e. Nu. Am avut VAR, dar am ținut să o prezentăm dincolo de importanța ei, pentru că a avut o mare greutate, că a fost practic ultima fază mare de-asta controversată, care practic rămâne în istoria fotbalului. Bine, mai avem și cu VAR, dar vreau să spun, până la introducerea VAR, asta a fost ultima fază cea mai controversată și cu greutate în desfășurarea și influențarea unui campionat. Asta e ideea, de asta am vrut să ne axăm un pic pe asta, să ne aducem aminte și o putem pune de fiecare dată, repet, când sunt persoane care spun că VAR-ul strică fotbalul, că sunt în continuare persoane care spun asta. Eu nu cred așa ceva. Nu crezi că sunt? Nu. Păi nu i-ai auzit? Ce a zis Conte? Mai spun câteodată, așa, dar nu lasă-l pe Conte. Nu am cred. Luat un exemplu la nivel înalt, nu am luat pe de aici, de la noi. Conte a spus, bine, era nervos pe meciul ăla cu Sporting, dar s-a exprimat așa. S-a exprimat așa. Nu. Nu poți să spui că VAR-ul nu e. E corect, trebuie să fie VAR. Sigur. Nu mai are cum. Nu mai are cum să nu fie VAR de acum încolo. Da, așa e. Clasamentul final în sezonul precedent, să-l vedem, să ne readucem aminte, evident că CFR locul 1, FCSB locul 2, dar să ne aducem un pic aminte ce au însemnat prin poziționare și celelalte formații, în play-off, evident. Argeșul, care practic n-a contat, vedeți linia de clasament, o singură victorie în 10 meciuri, dacă nu mă înșel, și un 5-0 luat sau 6-0 acasă cu CFR, parcă. Da, 0-6, nu? Și poziția voluntarului, care mi se pare... Excelente. Da. Locul 4. Locul 4, finală de cupă. Înaintea farului. De departe cel mai bun în sezon. Atenție și la... Toate că termin pe locul 4 cu 3 victorii din 10 meciuri. Păi da, cele de sub tine au avut și mai puține. 21, da.
și a intrat probabil și deasupra lor și atunci... Da, uite-te Argeșul, 3 goluri marcate. 10 meciuri. Da. Și 26 primite, aproape 3 pe meci. 2,6 pe meci. Cam de 3. Fiecare dată am avut o echipă de genul ăsta. Da, și care a stricat play-off-ul, să care știi. Care a stricat play-off-ul. Da. Paul Iași, Sepsi într-un sezon când a pierdut 9 meciuri din 10, determinase Marin Barbu, că îl pusese la antrenor. Asea Târgu Mureș. Cine a mai fost? Academica Clinceni. Clinceni. Da. Bine, Clinceni. Clinceniul cât a făcut? 4 puncte sau câte? Da, care are un 2-2 cu FCSB, da? Care a avut însemnătate în, adică a avut rolul ei în stabilirea campioanei. Dar echipe care au făcut prea puține puncte. Da. Nu, au stricat play-off. Anul ăsta s-ar putea să avem un play-off. S-ar putea, că ajungem cu discuția. Da. Ați vrut să spunem mai spuneți ceva referitor la... Vreau să spun că face atâtea eforturi că sunt locurile 6, 7, 8, 9, 10, care întotdeauna se bat 4-5 echipe, dau totul ca să obțină acel loc 6, după care își trage respirația și jucător, și antrenor, și conducere, și înscriu 3 goluri și primesc 26. Și atunci competiția parcă aici la locul 6 nu mai e cea mai bună, e relaxantă, te-ai dus la mare și... Cred că totuși e un sacrificiu asumat pentru implementarea acestui. Adică sunt mult mai multe avantaje decât acesta. Păi vedem ce este la play-out, la locurile 7, 8, 9, da, 10. Da. E luptă acolo. Luptă acum pentru locurile la de baraj. 7, 8 acolo, da. Bine, la fel se anunță o luptă pasionantă acum în play-out. Dar ajunge cu discuția. Spuneam că am avut două trofee acordate tot în competiția internă în vară. Cupa și Supercupa, ambele le-au ajuns la Sepsi, ceea ce mi se pare remarcabil. Să nu uităm că Sepsi nu e de foarte multă vreme în Liga 1. Adică dacă să facem o comparație între Sepsi și Botoșan, că îmi vine repede în minte, cred că Botoșanul are un număr dublu de ani petrecuți pe prima scenă față de Sepsi. Mult mai mult. Sau dacă nu, cumva, mult mai... Nu știu când au promovat. În 2012 cred că au promovat cei de la Botoșani. Cam așa, 2011 cred, sau 12. Da, și cred că Sepsi a promovat undeva în 2017. Cam dublu, da? Da? Cel puțin dublu. Nu mai spicau și teren nou și de toate. Și stadion, și stadion nou, și teren. Și pe toată lumea care a fost acolo, pe stadion, am auzit numai lucrurile superlativ despre cum arată stadionul, despre gazon, despre ce e înăuntru, la vestiare, adică peste tot. N-am fost, ca să zic, dar pe cine am ascultat a vorbit la superlativ. Două trofee, mare lucru. Da, Bergodi. Da, Bergodi câștigă două trofee. Asta e finala cu Voluntari, în care mi s-a părut a câștiga foarte clar și foarte ușor. Da, golul ăsta e portar. Portar. Ștefănescu și cred că grație acestor goluri, dar el era oricum pe o prestație foarte bună și în play-off a ajuns la națională. Nu? El a dat două goluri. Da. A fost și selecționat la... A și jucat meci titular, nu? Da, da. A și jucat acasă. Un meci. Peter Împrupa, nu mai știu acum pe cine, că la câte meciuri... Dar ulterior, cred că a luat-o în jos. Adică în Ștefănescu. Da. Da. Nu, dar și Sepsi a luat în jos. Nu, dar și Sepsi a luat în jos. Și Sepsi, dar ăsta, în schimb, e... Asta, da. E un gol. Da. Nu, el a avut momente bune atunci, pe finalul campionatului, parcă. Foarte bune. Da. Da. Și cred că tot campionatul a fost bun, așa, în general. Adică și nu neapărat meci de meci. Evoluția asta bună și rezultatele echipei din Sfântul Gheorghe au condus, pentru că în anul ăsta, începutul ăsta de campionat în prima parte, echipa a avut momente slabe, chiar foarte slabe. Foarte slabe, și da. Totuși au ținut, au menținut antrenorul. Da. Da. Da? Deci asta este, eu zic că e o decizie bună a conducerii. Nu știu cât o să mai fie, dar deja este unul dintre cei mai longevi, nu? Antrenori. Nu știu dacă mai... Bine, Dan Petrescu... Da, dar dacă te uiți la momentele când vine, când pleacă, are o la mare problemă și el, la cariera lui în România. Nu, da? Ne referam acum la mandatul de la Sepsi. Acum, la Sepsi, cred că... Ăsta, dacă nu pleacă acum, până la vară, este prima dată când începe și termină un an, nu? Cred că da. El tot timpul, ba a venit, da, ba a plecat înainte, niciodată n-a început și a terminat. A asta avut este mai mult an de un an calendarist la o echipă, dar nu de la start în sezon până la final. Da. Că el prelua echipa la jumătate, stătea și îl începea și pe următorul și nu îl termina. Da. Și atunci s-ar putea ca decizia celor de la Sepsi, aici vă întreb, că ați fost conducător, de a nu-l schimba în momentul în care Sepsi a fost în criză, să se datoreze și acestor trofee, contează chestiunea asta atunci când judeci un antrenor? Îi contează, mult. Da. Este practic autoritatea care ți-a fost
acordată de momentele astea, pentru că astea, cum ai ajuns aici? Cu muncă, cu disciplină, cu susținere, deci nu, astea rămân în istorie. Câte echipe din România au trofeele astea? Așa, da. Nu? Și vorba ta, este o echipă care abia s-a născut. Așa e. Nu? E adevărat că are un buget mare. E o altă discuție, asta e altă discuție. Parcă n-aș vrea să intrăm în discuție aici, că... Că nu terminăm niciodată. Da, da, dacă punem așa și luăm la bani mărunți și alte cluburi care... Hai să nu folosesc autocar bani, care au avut bani, poate nu la fel de mulți ca Sepsi, nu știu dacă au... Nu, spuneai de Botoșan. Botoșan are banii lui Sepsi? Niciodată. Deci, niciodată. Vezi? Că de aici deja e o mare problemă. Da, și asta este Supercupa. Cu CFR campioana, cu golul lui Păun din startul meciului, după care practic Sepsi a revenit în meci și a întors împotriva CFR-ului și a câștigat. O să văd, cred că a fost, nu știu că a fost chiar primul meci oficial pentru CFR în vară sau s-a jucat după ce CFR a întâlnit-o pe cu cine a jucat din Armenia, da. De casa nu mai Pionic. Pionii, dar nu mai mi-au ca foarte bine aminte. În fine, câștigă și Supercupa. Pentru CFR avea o miză mică câștigarea acestui turneu. Sepsi o miză mare pentru că totuși orice trofeu îți oferă anvergură, prestigiu, mai ales dacă nu ai. Mai ales că nu ai altele. Exact, nu ai nimic. Aveai cupa. Club nou înființat. Da. Asta a fost gol egalizator din finalul primei reprize și la fel în final de meci Sepsi va da lovitura și va marca. Cred că mi-au bine aminte, dintr-un corner al CFR-ului pleacă golul Sepsi. Iată, minutul 84, practic o degajare și... Frumos gol, frumoasă centrare. Da. Vedeți că această echipă mai are marge de progres? Mă refer la Sepsi. Păi, depinde de ce obiective au ei. Ce jucători. Păi, obiective înseamnă jucători de buget. Adică atunci... o vedeți chiar mai sus față de unde a fost în ultimii 2 ani? Și aici mă refer. Să facă ceva mai mult în cupele europene. Să intre poate la un moment într-o dispută de asta de titlu sau credeți că nu? Pentru titlu nu cred. Nu cred că are echipă de titlu. Nu cred. Eu văd că acolo e un grup de oameni serioși. Da. Care așează lucrurile și ce fac ei acolo, se pare că fac bine și că știu ce fac. Este adevărat că au făcut bine până la un anumit nivel. Că deja a intrat într-o altă ligă. Mă gândesc într-o altă zonă, cu echipe care cam știu ce fac. E, aici trebuie să aibă know-how necesar și aici înseamnă mult mai mult decât câțiva jucători. Mult mai mult. Da? Să încerce să se lupte permanent pentru locurile 3-4, spun că aici la 1-2 e altceva. Pentru că ei trebuie să facă pasul ăsta de la locul 4-5, de la locul 7-8-9-5 la 3-4. De ce zic 3-4? Păi uite, 3-4 e Craiova de vreo 10 ani. Da. Și nu face pasul ăla. Și nu reușește nici. Nu bine, la un moment dat a fost. A fost, dar nu cu consistență. Nu cu consistență, așa. Da? Deci este altceva. Dar se pare că au niște forțe mari acolo în interior și în exterior, care dacă au obiective mai mari, orice e posibil. Bun, aceasta a fost povestea sezonului precedent, dacă punem și Supercupa la sezonul precedent, pentru că până la urmă în Supercupa s-au întâlnit campioana și deținătoarea Cupei României din 2021-2022. În vară am pornit cu un nou sezon, cu VAR, ceea ce a schimbat lucrurile, da? Chiar dacă am mai avut greșeli și le-am discutat aici, chiar dacă Vasara s-a ieșit de multe ori, de vreo 2-3 ori, dacă nu mă înșel, și a spus, s-a luat decizia greșită la VAR, totuși s-au rezolvat multe, adică s-au îndreptat multe dintre erori. Ce două concluzii, dacă ar fi să tragi după primele 21 de etape, care ar fi, Pandi? Indiferent în ce direcție. Referitor la ce? La campionat. Farul este surpriză. E surpriză. După părerea mea, da. Ok. La altceva nu mă așteptam. Adică CFR, FCSB, Craiova erau echipe pe care le vedeam pe primele trei locuri.
De-aia spun că Farul este cea mai mare surpriză. În rest, echipele astea sunt acolo în poziții mai bune CFR-ul, mai puțin bună FCSB-ul în momentul ăsta, dar Farul chiar este surpriză și Rapidul, cred că totuși poziția aia 4, cred că și aia este o surpriză. Nu te-ai fi așteptat la Rapid să fie între primele 4-5? 1-5, da, probabil. Dar și acolo nu știai ce se întâmplă nici la Rapid. Adică totuși Rapid, locul 4 este... Aș fi văzut-o. În primele 4. Că 4-5, că aici nu contează foarte 6. Mult după 20. În primele 6 aș fi văzut-o. 100%. În primele 6 aș fi văzut-o, da. Trebuie să te raportezi la absolut tot. Se mutaseră pe stadion nou. Au luat jucători. Au o stabilitate. Venise Șucu. Totuși, niște lucruri. Primele 6, da, Dane. Plus Sepsi în primele 6, cam așa vedeam primele 6. Da, adică mie nu mi se pare că locul Rapidului este surprinzător. Mie mi se pare că Rapidul a atins ce avea de atins. Așa mi se pare mie. Hermannstadt, iară, este mare surpriză. Asta e altceva. Petrolul este mare surpriză. De ce? Pentru că sunt echipe care vin din Liga a doua și se cocoțează acolo, pe locul 6, locul 8. Acolo e greu de tot, cu 33 de puncte, adică șanse mari de tot să te salvezi de la retrogradare. Uite-te că în 21 de meciuri Hermannstadt pierde doar 6 meciuri. Da. Adică este o linie de clasament incredibilă, 9-6-6. Hermannstadt are mai multe puncte până în acest moment. 20 de goluri primite Hermannstadt. Domnul Zota, de Rapid. E surprinzător sau e acolo trebuie să fie? Vreau să încep cu arbitrajul. Cu arbitrajul, vă rog, o să avem și Vasaras, da, interviu cu el. În primul rând, introducerea VAR este o decizie extraordinară și chiar dacă a fost luată cu întârziere, cred că face bine fotbalului în general. Aici mă gândesc la fani în primul rând, la jucători, la antrenori și la toți cei implicați și la arbitri. Și la arbitri nu mai vorbesc. Da? Chiar dacă sunt și vor mai fi și au existat greșeli, pentru sănătatea fotbalului VAR a dovedit că este un real beneficiu. Da? Și chiar mă bucur că, deși vorbim noi de arbitraj și vorbim de greșeli, sunt mult mai puține, atâta timp că într-un final, chiar și cu acele opriri, decizia corectă, poate de 4 ori din 5, este, decizia luată este cea corectă. Așa e. Da? Da. Și opririle chiar n-au fost din cale afară, adică nu s-a stat la 120 de minute. S-a întâmplat la două meciuri. Deci chiar dacă... Două meciuri? Ce? Aproape nimic. Dacă pui în balanță, nu suportă comparații. Nu suportă. Gândeam că o să joace 110-120 de minute, nu știu ce. Nu s-a întâmplat. Doar la două meciuri. A fost un Mioveni Argeș care s-a stat 10 minute 30 că le-am cronometrat pentru un offside. Înțeleg că a fost problemă de calibrare a terenului și a mai fost la o parte, dar nu mai știu la care. În rest, a fost o problemă că la Mondial au fost 8-9 minute. Dacă la Mondial s-a acceptat ideea peste, asta, nu? 14 minute au fost când s-a accidentat portarul Iranului. 14 minute prima repriză și 10 minute a doua. Deci s-a prelungit meciul cu 24 de minute. Dar la Mondial și prima repriză avea 5-6 minute. Fără să-ți dea impresia că s-a întâmplat nu știu ce nenorocire. Bine, acolo și secunda de publicitate era mult, mult mai scumpă, așa că putem să acceptăm anumite... Păi tocmai trebuia să termine mai repede meciul să intre publicitatea. Ei ce făceau? Prelungeau meciul? Nu știți că la un moment dat era discuția să se facă pauza mai mare tocmai din cauza asta? Ca să fie mai multă publicitate. Da. Aceste minute de accidentări și de schimbări s-au folosit. Și mie mi s-a părut o idee bună, care cred că ar trebui introdusă și la noi. Și mie la fel, asta cu minute mai stă multe. Cineva pe margine, și eu la fel zic. Dacă tot vrem să creștem timpul efectiv, mai ales în România, unde oricum se joacă într-o lentoare. În România, peste tot. Și atunci care e problema? Că se dau 10 minute de prelungi. Care e problema? Nicio problemă. Nicio problemă. Trebuie să-ți asumi. Tragi de timp, îți asumi. Da. Evident. Îți asumi, nu? Da. Cauzeam inclusiv asta. Dar de ce să se adauge timpul pierdut la marcarea unui gol? Pentru că nu se după gol, dacă noi cronometrăm exact până se bucură, un minut nu se joacă. Până se analizează, că la fiecare gol se analizează. Un minut, un minut și ceva. Exact. Ăla de ce nu trebuie recuperat? Păi trebuie. Obligatoriu. Poate că într-un viitor, deși la fotbal e mai greu să ajungă la timp efectiv ca la... Nu e efectiv, dar cred că tendința asta este și ne-a arătat-o, pentru că a fost o inovație aici și se pare că a fost de succes. Și chiar dacă vine mai cum a fost și VAR-ul, a venit peste, după 3 ani, nu? Și totuși 4 ani sau 5, Nu putem să ne opunem.
Bine, este trend. Să facă cât 60 de minute de timp efectiv, nu? La mondial, da. 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 Ceea și asta ce spun, 30 în prima, 30 în a doua. Cam așa. Poate mai mult în a doua, că se dădeau tot timpul mai multe, da, că erau schimbările, da, în plus. Da. 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 Spuneam că avem un interviu cu Chiros Vasara, dacă tot suntem la discuția despre arbitraj, un interviu exclusiv pentru Orange Sport, și am luat un pasaj cu președintele arbitrilor din România. What do you think was the most difficult thing to change this image of the referees? In the beginning I had mentality. I have a mentality that the referee must be, you know, very hard, no matter the decision we make. I didn't like this. There were some, you know, some prototypes, some role models which were not okay, were wrong. I put my limits from the beginning. Is the meritocracy. I give principles, I create rules, and everybody knew what has to do in order to go up. We try to collaborate with all, and we want the media to be next to us and to discuss fruitful. And with the fruitful discussions to understand what also we cannot see, or also what is good to make. Sometimes we are very hard. We feel very that we are treated very hard. I cannot change this. Everybody can be expert about criticizing a referee, but not a referee can criticize football. Yeah, can criticize a player, a coach. Okay, there is a mistake. Can you find out why is the mistake happened? Because nobody thinks about that. People need to know why is this? Because of this criteria, because of those laws of the game, because of this kind of considerations. We already have 6 months with the VAR system, and I want to ask you, how do you see this system has changed the football, the matches, the results? There are some improvements? For sure. Some decisions can change the result. Not can change, sorry, can influence the result. Because some people, they think that to not give a penalty, you're changing the result. But I see that there are no penalty, they are not so successful penalties anyhow. So how we say that if you score a penalty and if we don't give, yes, okay. But with the use of VAR and the improvement that we'll make, we cannot eliminate at all the mistakes. But we are sure all, and I'm sure because I have the statistics, that there is not the same amount of mistakes than before. So, and I say always to the referees, because they need time. They need time now, their play is different. They need time. There are 1,000 situations in football, and can happen, the 500 can happen in Romania. So, they must be prepared all the time. All the infringements, yeah. Okay, they need to be seen by a referee. The referee is the one who needs to take the best possible view according the expectations of the match, and then to believe in their eyes. If you have a clear mind, if you have nothing to afraid, you will decide correctly. It's going to be hard for István Kovács to be motivated because, I don't know, here he doesn't take so many much money for a game, but in, at World Cup he won some money. So maybe we can change. Maybe we can give in Romania more money. So I don't see any other solution. But somebody can say, oh, he received some money. Okay. Do you know how many years he is working in refereeing? Not by everybody can be a referee in the World Cup. So you need some years before. You said that Ovidiu is a strong person and he could come back. When we can see him on the pitch? We want all the medical, let's say, requirements. We need all the safety, let's say, protocols. First for him, first for his life. For all of our lives, we never know what to do. Ovidiu is lucky, he knows. Yeah. We don't know, okay? So it means that he can know what can do.
So what is the best for every human life? He will do it, and we will wait. If you feel that you can continue without thinking anything, you will end it, and we will give the pass to end it. He was the best referee, VAR referee for his colleagues. I don't know. He saved some situation in so many games. It maybe was because he was appointed more. Yeah, it these was. The, yeah, the it was important for him to keep him busy, and also to help the referees. Course. I had appointed Ovidiu in every match almost. In every weekend, because I know I can do it. We have this kind of personality, this kind of experience, and you will ignore it? No, it's not possible. The referees, they know what they expect. And we are good enough. We are good in our collaboration. So whatever somebody can do, we'll do. Because everybody knows that has this green light from me, from all. I will ask you about Colțescu because he had a good year, so about 2 years, maybe 3 years. You think he's more relaxed now? He is more relaxed because, I don't know, he has so much experience, although he had some bad times. How do you see his style? He has changed? For Serbia, I think I said that it's expected because I know that he's a very good referee and he's a sportsman. He's a guy that always wants to be correct, and when he has his support, will always overrule the challenges. Because I know also the difficulties for all the referees in the past. Okay, I know for all. I know how disappointed they were sometimes, how stopped their career immediately, how they continue after some years, how they demotivated to go outside. Who do you think is going to be the future elite class, top class referee in Romania? Because we have Hatzegan, István, and maybe you can bet on somebody. Because you can see the qualities. What I know is that, first of all, our referees, no matter the category, they start to receive Champions League. Radu Petrescu has been appointed in Champions League matches. So, no matter the badge, he's there. He's like an elite. He's invited in the seminar now, in the advanced course, together with elite referees. Then we have also a future. So, the good thing that we have here, we have two speeds, and we are ready, we prepare the next generation to find the path to go on to stay on the top. You said that you have this line of the integrity, that you have rules, and it is a discussion in Romania about referees that are in politics. Maybe they have some connections with some clubs. It's difficult to manage these things. There are rules, there are laws. There are laws of the country, there are rules of the competition, there are rules of everything. There's nothing against. I have a headache in the appointments, okay? I have a referee with a brother, football player. Yeah. Okay? What is Gaman, this? Yeah. This is health. This is health. I don't care where he plays. He plays well, he will play every time. Yeah. That's it. So we have also people from the same city. I will never put them in the mouth of a wolf. We have ex-players. We have people that they work somewhere. So we appreciate that. And we see that there is nothing against them. Sometimes rumors can help me. But rumors that they come to me to check. Not to first to see in the media and then to say, it's wrong. I cannot go every day to say, this is lie. Now there is a motto that the referee refused the VAR. Never happened that. Never. Never. Sometimes I use the thing because, I used once the audio. I said I will not never use because they need to know that this is something that we never let the integrity out.
of the discussion. No. What you like and what you don't like here? The food, okay, the food, I prefer the Greek food, okay? Okay. But I never say, for example, that the sarmale are not good. What I like also here is about that they show me always, all the people respect. I feel like one of all the Romanians, I mean, one of you. And I like that. I like that also that they love my country, and also they like our people. And we are brothers, and this is very important. We have the same mentality. We like to enjoy life, and this is very good. What I don't like, you know, sometimes the things that they are not truth and they are appearing there just to let me to answer in order to create a dialogue. No, I will not create news, you know. It's not my job. My job is to create a job, to create success. In the beginning especially, I was a little bit crazy with all this snow on the street, with all these things, but many things are better than my country. I mean, how ready you are to clean the roads, or how respect you have to the pedestrian zones we don't have. It is very good that you know what you like and what you don't, but what I know is that Romania, whatever I want something, I can understand me and I can have it. E bine că îi place în România, lui Vasaras. Și nouă ne place în Grecia. Și exact. Pe a și spus la un moment dat că popoarele se... El vine aici și noi mergem acolo. Se aseamănă, da. Bun, l-am ascultat cu concluzii despre arbitrat. Dacă ar fi să numiți trei arbitri care v-au plăcut în mod special în anul 2022, arbitrii români, evident. N-am cum să nu încep cu Covaci. Da. N-am cum și chiar vreau să spun că această delegare, în ciuda faptului că n-a arbitrat, reprezintă o bilă albă pentru arbitrajul românesc. Pentru că o să-i prezența lui la mondial. Prezența lui la mondial, da? Pentru că a fost o persoană controversată, un arbitru controversat mereu, nu l-aș pune pe poziție, dar aș vrea să-l menționez, a fost Chivulete, care a avut 2-3-4 ani foarte slabi. Anul ăsta a avut un an mai bun. Bineînțeles că și nivelul prestațiilor, n-am cum să-l omit pe Colțescu, aș fi vorbit de el. Colțescu are niște prestații extraordinare. Cel mai bun Colțescu este cel mai... Sau, mă rog, este de departe unul dintre cei... Adică, orice... Cum afli asta? Întreb echipele, jucătorii, cine ai vrea să te arbiteze? Da. Cred că 8 din 10 spun Colțescu și cum așa, Covaci. Așa cred și eu, da. Bun. Și acum Panii o să facă primul 11 al campionatului de până în momentul ăsta. E greu. Ține-te bine. Păi e greu, de-aia apelăm la Pandi, că e greu. Da. Avem câteva propuneri. Evident că dacă ai cumva alegeri din afara acestei liste, o poți face. Sistemul o să fie 4-3-3. Că dacă echipa națională joacă 4-3-3, jucăm și noi 4-3-3. Începem cu postul de portare. Să fim și noi pierzători. Să pierdem și noi. Să da. Pierdem și noi, de-aia facem 4-3-3. Și avem așa. Horațiu Moldovan Rapid, Scufet CFR, Aioani Faru, Târnovanu FCSB. Bine că nu m-ai întrebat pe mine. De ce? Că era Horațiu. Era Horațiu. Doi foarte tineri, Aioani și Târnovanu, Horațiu care este titularul Rapidului, dar cred că prin ce a făcut de când a venit Scufet este interesant. Mi se pare că pentru prima dată CFR-ul are un portar care îți dă siguranță. Lăsând ultimul gol ăsta, da, din campionat, unde probabil putea să facă puțin mai mult, dar mi se pare că dă siguranță echipei, un portar excelent. Foarte bine apărat și Târnovanu, după părerea mea, și tot aici am spus că va fi viitorul portar al echipei naționale. Între Scufet și Târnovanu, parcă Scufet. Ok. Bun, fundaș dreapta. O să te rog să... mergem mai repede pentru că ne presează timpul și ca să avem timp să-i alegem pe toți. Manea, Tofan, Butean sau altul, repede. Da, mă bucur pentru Butean că el a fost la un moment dat un jucător interesant, acum revine și uite că în primii trei Tofan este capitanul lui FC Argeș, dar parcă Manea este mai bun.
La postul de fundaș central, evident că trebuie să alegi doi din următoarea listă. Am pus mai mulți tocmai pentru ca oferta, să zic, să fie mai mai numeroasă. Hai să vedem. Ți-a plăcut cineva așa în mod deosebit la fundaș central? Ah, fundaș stânga. Ok, trecem la fundaș stânga atunci. La fundaș stânga vedem că avem doi jucători cu vârstă înaintate. Și Camora și Junior Moraes. Și aici este întrebarea, ce faci, Țicule? Ce faci, Țicule? Pentru că te-am lăudat, am văzut niște calități la tine, dar Junior Moraes cu Camora la 36-37 de ani... sunt acolo și tu nu ești acolo. Ce faci? Trebuie să te trezești că nu e în ordine. Bancul mi se pare bun în cinciul ăsta pe care l-a jucat Rădoi, e și mai bun. Toți sunt buni aici. Da, și mie îmi place. Toți patru sunt buni. Da, și Radunovic este bun, deși eu tot timpul am impresia că ar putea mai mult. Și Junior Moraes și Camora parcă l-aș pune pe bancul. Bancul. Bun. Mai departe. Fundaș central, dacă îi avem. Și jucăm cum joacă Franța, da? Un fundaș lateral care poate și central, da? Și unul care urcă foarte mult. Adică tot timpul să avem trei pe fund, da, acolo. Dacă vrei să alegi Franța pierde. Nu, zic, cum joacă, da? Ai văzut cum a început? A început cu Pavard și cu Hernandez, fundaș central, practic, în stânga, după care, când s-a accidentat, l-a trecut pe Koundé și l-a băgat pe celălalt Hernandez, care, iar la fel, urcașul nu l-a mai băgat deloc pe Pavard. Bun, hai că-ți citesc eu lista, dacă nu avem pregătită, da. Sper să mai putem am. Să zicem la mijloc. Iuri, parcă... Da, Iuri, da. Burcă, Tam. Tam, parcă era Săpunaru. Imediat îți spun. Deci Tam, Iuri, Larie, Săpunaru, Ninai. Am pus așa, pe Ninai l-am luat, știi de ce, ca argument? Sepsi are cea mai bună defensivă din campionat. Și m-am gândit că totuși de la cea mai bună defensivă din campionat, trebuie să fie măcar în lista asta preliminară un jucător. De asta l-am ales, deci alegi tu de aici dintre Tam, Iuri, Larie, Săpunaru și Ninai. Aici, nu știu. Cine să aleg? Tam, Iuri, Ninai, Săpunaru și Larie. Să aleg unul dintre... Doi. Păi și Burcă nu e? Păi poți să-l pui și pe Burcă. Asta zic. În lista nu l-am pus, da. Poți să-l alegi pe Burcă. Eu l-aleg pe Burcă, da. Burcă. Unul dintre, okay, Burcă unul dintre fundaș și celălalt? Burcă. Și celălalt. Pun pe Săpunaru, da. Săpunaru. Ok. Bun. Un singur închizător dintre Boateng, Screciu... Boateng. Singur, nu știți pe ceilalți, nu? Nu, știu, pe un... Da. Da, Băluță, Boateng, șut. Băluță, da, șut. Și Băluță, și șut, și pe un... Screciu a jucat și fundaș central în treiul ăla, dar cei trei au sezon bun. Șut, un sezon foarte bun. Băluță vine de nicăieri, da, practic nejucat și joacă titular la echipa națională. Pe un, iarăși el pe la echipa națională, dar un jucător interesant. Credeam că e doar închizător, dar l-am văzut că dă, pleacă la 1-2. Toți trei sunt buni, dar Boateng e cel mai bun. Uh-huh. Apoi, mijlocaș central ofensiv sau, mă rog... Și Screciu are un sezon bun. Și un sezon bun. Da, el a jucat multă vreme și fundaș. Asta spun, că a jucat fundaș în trei și e puțin... Aici sunt mai multe nume pentru că, în primul rând, trebuie să alegi doi și, în al doilea rând, pentru că totuși sunt nume care, fie în mod constant, fie la început de sezon, fie la finalul celor 21 de etape, au arătat bine. Da, nu știu, Bauza, chiar dacă îmi place, e un jucător care are ceva ce nu vezi la multă lume. Mi se pare că sezonul este slab. Cred că un singur gol acum pe final de an, foarte puțin. Ionita are un sezon bun, parcă s-a reinventat, de fapt Mutu cred că l-a reinventat. Grameni iară joacă bine anul ăsta. Baba Al-Hassan a surprins prin golurile marcate. Crețu este unul dintre cei mai constanți și buni jucători de la Craiova. Dar aș merge pe Olaru și pe Crețu. Deci Olaru și Crețu, Inter. Da. Ok.
Adevărul că și mie mi se pare că Crețul nu poate lipsi. Da, Crețul are un sezon fabulos. Crețul are un sezon, da. Și câte goluri. Meci de meci este cel mai bun jucător, da. Și câte goluri dă. Și cât aleargă și cât, da. Da, foarte bun. Nu chiar merită aici pus. Ataca în dreapta, pentru că, repet, sistemul fiind 4-3-3, ataca în dreapta, Cordea, Sefer, Ișvan. Pe Ișvan l-am lăudat, am spus că în 2-3 ani ar trebui să ajungă la echipa națională, dar iar la fel ca la Țicu, bate pasul pe loc, s-ar putea să-mi pară rău că l-am lăudat. Încă mai am încredere în el pentru că, hai să spunem că se adaptează la prima ligă, dar bați pasul pe loc, Ișvan, și nu este ok. Cordea, bun, a ieșit în evidență, dar parcă aici l-aș pune pe Sefer, pentru că Sefer este alt Sefer față de anul trecut. Este un Sefer care dă goluri, un Sefer care în momentul când este mingea în partea stângă, el vine în centrul porții și de acolo marchează goluri. Parcă la Sepsi, nu, golul ăla respinge portarul, el cu capul acolo bagă mingea în poartă, dar are un sezon bun, un viitor probabil bun. Okay, aș merge Sefer. Pe Sefer. Bun, mai departe, că mai avem, da, și Cordea mi-a plăcut. Atacant lateral stânga, Petrila, Pitu, Octavian Popescu, grozav. Pitu este jucătorul care a crescut cel mai mult anul ăsta. Bine, nici nu era greu, nu dai niciun gol, e clar că la acum primele goluri. Da, n-ai dat niciun gol până acum, acum dai 5 goluri. Gicu Groza vine și el și are meciuri bune. Octavian Popescu sub ce trebuia să fie la ora asta. Parcă și pe Petrila nu prea știu de unde să-l iau încă, deși este un jucător foarte talentat, dar pentru tot ce a făcut anul ăsta, deși joacă într-o poziție nu de stânga, joacă în spatele celor două vârfuri, într-un 4-3-1-2, Pitu, pentru tot ce a făcut și pentru că vreau așa să aibă o încredere în continuare, să se dezvolte în bine. Și hai să alegem și atacantul. Număr 9, să spunem, sau nu neapărat număr 9, Companiu, Paraschiva, Libec, Dugan, zici Garita, Iangab, și aici ofertă, exact cum am avut și la fundaș. Da, Iangab vine și dă câteva goluri la CFR, Garita vine și ne surprinde pe toți cu viteza și cu fotbalul pe care îl joacă, Dugan, zici, marchează și el golul la Rapid, Paraschiv este un jucător interesant, care marchează multe goluri, Companiu marchează multe goluri, dar iară pentru reinventarea practic a lui, chiar dacă de multe ori nu sunt de acord cu ce joacă și cum joacă și cum vrea să joace și că joacă doar pentru el, dar parcă anul ăsta a fost bun, Alibec. Alibec. Ok. Mulțumesc mult, domnilor, pentru prezență. Evident că o să ne reîntâlnim la minutul 91 pe parcursul 2023. Încă o dată, mulțumire. A fost o plăcere să analizăm împreună meciurile. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență, pentru atenție. Vă urez toate cele bune.